Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre controlul umezirii și tasării izolației. Izolația frigiderului se umezește cu timpul din cauza umidității aerului din cuva de răcire, a vaporului emanat de lichidele și alimentele depozitate în frigider și a vaporului de apă care pătrund din exterior prin pereții izolați. Vaporii de apă se infiltrează în statul izolator unde, dând o temperatură scăzută, se condensează și cu timpul se acumulează formând o cantitate apreciabilă de apă care mărește conductibilitatea izolației înrotățându-i calitățile izolante. Este reprezentată creșterea conductibilității în funcție de creșterea umidității izolației. Condensarea vaporilor de apă în izolație poate fi împiedicată dacă vasele se introduc în frigider, stau acoperite cu capace, alimentele sunt împachetate în ciolofan sau în hârtie pergament, iar frigiderul este așezat într-un loc fără vapor de apă. Pentru a se întâmpina umezirea izolației în perioada când frigiderul este scos din folosință, acesta trebuie ținut cu o ușă deschisă într-o cameră cu temperatura de 25-28 grade Celsius, lipsit complet de umiditate. Pentru a exista siguranță că izolația nu este umezită sau tasată, îndesată, se recomandă o verificare de circa 3 ani la începutul sezonului cald înainte ca frigiderul să fie pus în funcțiune. Verificarea se începe întotdeauna cu izolația din ușă care este mai expusă la umezire din cauza că vaporii de apă pătrund ușor prin orificiile mecanismului de închidere. Dacă această izolație este uscată, verificarea se continuă cu izolația din dulap, numai pentru a se constata tasarea materialului. Este necesar să se insiste asupra verificării tasării materialului, în special la frigidere izolate cu amporă. Verificarea se face introducându-se mâna între pereții dulapului respectiv al cuvei și stratul izolator și controlându-se îmbinările stratului sau ale pachetelor cu izolație. Pentru verificarea izolației ușii se scoate ușa din balamale, se așează pe o masă pentru a se desface șuruburile care fixează garnitura și spatele ușii. După îndepărtarea spatele ușii se controlează izolația la tasare și umezire. Odată cu verificarea izolației din ușă se controlează și starea pieselor mecanismului de închidere, se unge întregul mecanism cu ulei sau cu vaselină, se revopsesc locul unde vopseaua a fost îndepărtată și totdeauna să șterg cu o cârpă uscată toate piesele atât la interior cât și la exterior. Petele de rugină se îndepărtează, iar locurile respective se revopsesc sau se ung cu vaselină medicinală. În vederea verificării izolației din dulap, trebuie să se depărteze mai întâi ramele dulapului și capacul exterior care asupra trecerea vaporizatorului, dacă este cazul se scoate și cuva de răcire. Scoaterea ramelor este destul de dificilă la unele frigidere. Vom descrie amănunțit modul de scoatere a ramelor la frigiderul Fram. Se desface suportul zăvorului și se deplasează benzile ornamentale, cremele nichelate sau cromate cu ajutorul unei șurubelnițe sau unei rigle de lemn în sensul săgeților. După aceea se trage afară butonul termostatului, se scoate cele două șuruburi sau piulița care fixează termostatul, apoi se desface piulița întrerupătorului montat pe rama din dreapta sau pe rama inferioară, se împinge întrerupătorul înăuntru. Se apucă cu ambele mâini, rama din dreapta se trage spre stânga, în sensul săgeților din figură, până când rama iese din locașul său. Rama nu trebuie forțată, fiindcă se poate sparge. Dacă rama nu iese prin procedura indicată între ramă și cuva de răcire, se introduce în dreptul clemelor de fixare o șurubelniță cu care se apasă ușor. Se procedează la fel în dreptul fiecărui cleme până când rama se scoate complet afară. În felul acesta se scoate și restul ramelor, însă respectându-se ordinea următoare: rama dreaptă, rama stângă, rama superioară, rama inferioară. Montarea ramelor se face în sens invers, desfacere, avându-se grijă ca fiecare ramă să intre în locașul sau apoi se apasă pe ramă până când acesta se lipește de peretele cuvei. Demontarea ramelor frigiderului zilnic se face astfel: se scoate mai întâi benzile ornamentale, deplasându-se în jos, respectiv în sus pe axa lor, și se trage de capătul din cuvă până când iese complet afară. Apoi se demontează suportul zăvorului și după aceea se scoate ramele una câte una. Montarea lor se face în sens invers demontării. Ramele frigiderului Calex 2000 se îndepărtează numai după ce benzile de ornament și piesele de fixare au fost trase afară din locașul lor. Pentru tragerea benzilor se introduce o șurubelniță între bandă și rama se deplasează în sensul săgeții până când benzile ies complet de pe suportul de fixare. După aceea se deșurubează piesele de fixare și suportul zăvorului. La frigiderul la care ramele sunt fixate cu șuruburi, operația constă în simpla desfacerea șurubului, în rest se procedează ca mai sus. În cazul când în stratul de izolație s-a format puțin condens, desarea materialului locului goale, ele se completează cu vată de sticlă, chiar dacă materialul izolat este de altă natură. La manevrarea vatei de sticlă se folosește mănuși de piele, în caz contrar, firele de sticlă irită pielea, producând mâncărimi și infecții la gestura. Verificarea izolației la umezire se face astfel: se scoate din diferite puncte ale ușii bucăți mici de material izolant care se presează pe un geam sau pe oglindă, bine șterse. Dacă materialul izolant este umed, lasă urme de apă pe sticlă.
Alt procedeu constă în încălzirea la o flacă la câteva bucăți de material izolant așezat într-un vas acoperit cu un capac, de preferință un geam, prin care se poate observa. Prin încălzirea materialului, apa se eliberează sub formă de vapor ce se condensează pe capac. Dacă la verificare se constată că izolația are umiditate ridicată, tot materialul umezit se scoate afară din frigider și se usucă la soare. Vata de sticlă se poate usca mai repede într-un cuptor de aragaz. Uscarea la soare se face în câteva zile, așezându-se materialul în straturi subțiri direct în bătaia razelor de soare. Eu sunt Virgil Văsalu și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. M-am salutat!